siguranță datele despre pacienții care sunt internați la Marișul Neamț vor fi furnizate de către colegii noștri de la Matei Balci, iar ulterior există telefon care îl punem la dispoziția aparținătorilor pentru a afla detalii nu doar despre pacienții de la Matei Balci, ci și despre pacienții internați în secția COVID a Institutului Marius Nasta. Ce informații aveți? Ce conștienți au explicat ce au pățit? Sunt conștienți, sunt prezenți, dar au stare, doi dintre ei au stare generală gravă și de aceea au fost mutați în secția de terapie intensivă. Veți mai primi astăzi pacienți? Ce informații aveți? Nu am în acest moment informații. Coordonarea se face prin centrul operativ. Noi am fost anunțați, eu am fost anunțat în cursul dimineții la ora 5 și un sfert și din acel moment am mobilizat personalul astfel încât să fim suficienți și să putem face evaluarea pacienților, indiferent, până la un număr de 36 cât avem capacitate în acest moment. Au venit medici, asistenți medicali din libere astăzi? Nu au venit din libere, însă am chemat personalul care era astăzi în grafic, mult mai devreme la locul de muncă, tocmai pentru a fi pregătiți și să putem răspunde solicitărilor dacă va fi nevoie. Doamna manager, ne puteți spune încă o dată, vă rog, 4 pacienți, bărbați, femei și vârstele lor? 4 pacienți, 2 femei, 2 bărbați, cu vârste între 62 și 89 de ani, 2 cu stare echilibrată sunt în secția COVID, 2 cu stare severă în terapie intensivă. Dumneavoastră aveați locuri disponibile, ați spus de dimineață. Da, noi aveam locuri. A fost incendiu de la Piatra Neamț, acum incendiul acesta, cât de mare este pericolul? Sunt foarte mulți oameni. Este o situație extrem de dificilă. Să nu uităm că Institutul Matei Balci alături de Marius Nasta sunt spitale care de la început au asistat pacienții COVID, iar efortul și supra-solicitarea instalațiilor și structurii pe care de suport ventilator și de suport al instalației este maximală în toată această perioadă și probabil că acest lucru își spune cuvântul. Practic, până la această pandemie, nici mobilizarea și nici consumul de oxigen și nici consumul de energie electrică într-o instituție nu au fost atât de mari. Clădirile sunt vechi, infrastructura necesită reabilitare rapidă, nu poți face management de calitate într-o instituție medicală fără infrastructură nouă. Înțelegem că la Matei Balci au fost care probleme. Nu sunt în stare gravă, cei care pot vorbi, ce v-au povestit, cei conștienți? O să revin cu aceste detalii. În acest moment se vorbește cu pacientul și încercăm să le asigurăm tot ceea ce au nevoie, inclusiv psihologul institutului va fi alături de pacienți și o să revin cu detalii. Dar rudele acestor pacienți au venit deja aici? În acest moment nu am luat contact cu rudele pacienților. Corect este ca rudele pacienților să fie anunțate de colegii noștri de la Institutul Matei Balci și să spună cine a ajuns la Marius Nasta sau cine a ajuns într-o altă instituție. Înțelegem că la Matei Balci au fost probleme cu termoficarea. Dumneavoastră la Nasta v-ați lovit de o astfel de problemă? Noi avem centrală proprie la Institutul Marius Nasta și am încercat să avem autonomie tocmai pentru a nu avea probleme în acest sens. Rudele pacienților care sunt aici? Instalațiile de oxigen sunt supra-solicitate, debitele de oxigen pe care le necesită acest pacient sunt foarte mari, dar să nu uităm că pe lângă instalațiile de oxigen avem și instalațiile electrice, o infrastructură care trebuie modificată. S-a spus acest lucru după incendiul de la Piatra Neamț. Au fost atunci controle tocmai pentru a evalua starea spitalelor și pentru a vedea ce investiții sunt necesare. Cu siguranță trebuie să facem pași în acest sens și să trecem la treabă. A fost și la dumneavoastră un astfel de control atunci? Da, au fost controle tocmai pentru a evalua care este vechimea spitalului, care e necesarul de investiții pe partea de infrastructură. Doamna manager, ce înseamnă? În acest moment este nevoie de o expertiză tehnică a tuturor instalațiilor sanitare și instalațiilor electrice din acest institut. Lucrăm la acest lucru. Nu se pot face evaluări corecte fără să avem astfel de date. Vă mulțumesc frumos! Ce înseamnă transferul unui astfel de pacient? Este un pacient critic, e un transfer dificil, dar s-au făcut în condiții de maximă siguranță. Adică cât de mult fum au inhalat cei care sunt la ATI? Nu am cum să vă dau acest răspuns.
aici nu sunt arși. Dar provin de la etajele superioare ale institutului? Nu am aceste detalii. Mulțumesc frumos! Așadar, din ceea ce știm până în acest moment, 4 persoane au ajuns aici la Institutul Marius Nasta din Capitală. Vorbim despre alte 11 persoane, 11 pacienți care au fost transferați la Spitalul Sfântul Ioan, însă niciunul în stare critică, în stare gravă. Dintre cei 4 pacienți care au ajuns aici la Marius Nasta, 2 dintre ei sunt în stare gravă și au fost duși direct la terapie intensivă. Vorbim despre pacienți cu vârste cuprinse între 60 și 80 de ani, așa cum a spus și managerul Institutului Marius Nasta. Rând pe rând aici ajung și aparținătorii pacienților. De altfel, este foarte bine de știut că autoritățile au pus la dispoziție 2 linii unde oamenii pot suna și pot afla mai multe informații despre rudele lor care erau internate la Matei Bal și aș îmi permite să le spun să știe oamenii 021-206-9398 și 021-264-8515. La aceste 2 numere de telefon pot suna oamenii să afle unde au fost transferați pacienții care se aflau în pavilionul cu probleme de la Matei Balș. Și așadar mai știm că alte 4 persoane au fost transferate la Spitalul Victor Babeș din Capitală, 5 pacienți la Spitalul Pantelimon și acești 4 aici la Marius Nasta. Vom rămâne aici. E important de știut că a fost de dimineață o mobilizare. Au ieșit foarte mulți manageri de la marile spitale din Capitală și au spus că au locuri libere în acest moment și pot să primească pacienți. De pildă, managerul de la Victor Babeș a anunțat că sunt foarte multe locuri libere și acolo. Aici, la Marius Nasta, în acest moment sunt libere 26 de locuri și pot suplimenta paturile cu încă 10. Asta ar însemna 36 de locuri. Inclusiv managerii din țară au ieșit și au spus că ei pot primi acum pacienți dacă este cazuri. Partea bună este însă că în acest moment în Capitală există locuri libere. Nu suntem în acea situație pe care o știm, care nu mai existau locuri libere la terapie intensivă. Vom vedea ce se întâmplă. Trebuie însă de menționat faptul că acest transfer al pacienților este unul greu, pentru că în primul rând în ambulanțe ar trebui să fie acele butelii cu oxigen care să dureze între 2 și 4 ore, pentru că nu se știe unde va ajunge pacientul. Apoi trebuie să fie pusă la punct toată infrastructura în spitalul în care ajung. Așadar, au fost mobilizați de dimineață medici, managerii de la aceste spitale. Vom vedea ce se întâmplă. Rămânem aici la Marius Nasta și revenim.